Bună, dragilor! În acest video vă arăt ce cumpărături am făcut de 200 de lei din Penny și ceva iar de prin Parabo. Și să începem. De la Parabo am luat două pâini din astea la 500 de grame. Nu mai știu prețul, până în 4 lei este una. Apoi, de la Penny am luat acest martinel, cred că a fost 9 lei. Brânza Hochland, asta felii la 7 lei. La 9 lei, iarăși a fost, sau 7 lei, mă știu, această șunculiță, tot de la Martinel. Și salancarul, cred că a fost vreo 7-8 lei. 7 lei, cred că 80 a fost, sau 8 lei, acest cașcaval, care ne place tare mult, de la Milcheria. Vreo 13 lei sau 14, nu știu, au fost aceste iaurturi de la Zuzu. Apoi am mai luat un creier de porc tot din Penny, care a fost 10,89 lei. Niște ardei verde, iute, mai știu, 4-5 lei caserola. Și la Parabo am luat niște din astea Maggi delicios cu legume, din asta de pui picant. Două ciocolăți Primola, asta îmi place tare mult cu caramel și asta iarăși este foarte bună cu frișcă și ciocolată. Cred că la 3,51 lei bucata. Patru suculețe din astea Figo la 1,50 lei, mai știu, bucata. Deci 4 avem așa. Mai avem de la Boni o brânză topită cu mărar din Penny la 2 lei și ceva. Cred că 4,74 lei a fost această salată de icre. De la Negro, ne place mult cu crap și am mai luat una. Din Parabo și-a luat aceste suguri cel mic, mai știu, 3,50 lei sau 4 lei au fost. La 3 lei am luat o din asta de, adică două, 3 lei bucata de cuburi de găină, de 6 lei am un două. Aici avem doi ardei galbeni grași, niște castraveți din aia de românești, cred că sunt, de se curăță. Apoi de la Parabo am luat aici două pere mari, pe care am dat 6,82 lei pe două pere și a fost 12,50 lei kilogramul. Arată fain, mă sper să fie și bune. Am mai luat tot de la Parabo niște mere, 4 mere tot din astea mari așa, roșii. Am dat 4,39 lei și a fost kilogramul 4,76 lei. Deci am un kilogram. Să văd dacă pot să desfac. Uitați ce frumoase sunt. Așa. Am mai luat niște roșii, astea au fost 7 lei din Penny și astea alte 6 lei, dar sunt mai gustoase astea micuțe. Apoi am mai luat un suc din ăsta, cred că a fost 7,51 lei la Parabo, la 2 litri Fanta de struguri și 12 lei acel set de Pepsi la 2 litri, două de alea. Cel mic și am mai luat niște chipsuri din astea de la Cio și am luat 3 pungi. Dar nu mai știu cât a fost bucata. Și mai avem aici maghifidea de viză, niște semințe foarte bune de la Alca. Și am mai luat și din astea două de viză. Și cam astea a fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă acest video, nu uitați să dați un like și dacă vreți să vă abonați, vă pup! La revedere!